Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Binecuvântat să fie Dumnezeu, Cel care are mâinile străpunse ca un semn al iubirii sublime pe care ne-o poartă fiecăruia dintre noi. Societatea aceasta este selectivă atunci când ne apreciază. Dragostea lui Dumnezeu nu este selectivă. El a murit pentru toți cerșetorii, pentru toți păcătoșii, pentru toți nemeritoșii, pentru toți săracii, pentru toți amărâții. În inima Lui este loc pentru noi. Lucrul acesta ne întărește, ne dă valoare și ne ridică în picioare. Binecuvântat să fie Domnul! Imediat o să vă invit să vă reocupați locurile. Aș vrea însă să citesc, să recitesc cuvântul care a fost citit de dimineață, cei 10 leproși, Luca 17, versetele de la 11 la 19. În cinstea Domnului și pentru învățătura noastră. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Lăudați să fie Domnul! Reocupați-vă locurile, Sfinții Domnului! Sărbătorile sunt frumoase, lungi și frumoase. Putem să plecăm acasă chiar acum? Nu-i mare lucru. Însă ce o să facem acasă? Să bem un ceai și o să ne culcăm. De când ne-am născut, tot bem ceai și ne culcăm și n-am câștigat mare lucru. Sunt aici oameni cu inima apăsată și speriată. Sigur că nu o să stăm aici până mâine de dimineață, cel mai probabil, dar câteva minute o să mai stăm cu îngăduința dumneavoastră. Este bine să ne întâlnim cu Domnul și cu Sfinții să stăm în fața Lui, pentru că Sfinții știu să se comporte în fața Lui Dumnezeu. Felul în care ei se comportă este să spună: Doamne, meritele noastre sunt păcatele pe care le-am făcut. Și fără Tine, direcția în care mergem este iadul, dar meritul Tău este sângele pe care L-ai vărsat și pe care îl transferi asupra noastră, sânge prin care noi suntem iertați, justificați înaintea lui Dumnezeu. Asta ne este speranța, oameni în vârstă și tineri. Iisus a murit pentru noi. Astăzi este un eveniment în procesul vieții. Noi de obicei mulțumim Domnului, este o stare a inimii, dar astăzi este un eveniment public, convențional. E o convenție a noastră să avem o zi, să creăm o sărbătoare în cinstea Domnului și să declarăm cu glas tare: mulțumim lui Dumnezeu. Sărbătoarea aceasta noastră poate fi asociată și cu păcatul din noi și atunci ea nu va fi valoroasă înaintea Domnului. Dar în același timp, sărbătoarea aceasta poate fi făcută cu o inimă curățită prin sângele Domnului, eliberată de păcat, și atunci Dumnezeu își găsește plăcerea în ea. Dumnezeu nu urăște sărbătoarea, să fie clar. Dumnezeu urăște sărbătoarea când e însoțită, când este amestecată, când este asociată cu nelegiuirea. Pe asta nu acceptă Dumnezeu. Dar sărbătoarea, Dumnezeu o iubește, El a creat-o, El a îndemnat poporul să aibă sărbători, dar să nu le amestece cu nelegiuirea, fiindcă Dumnezeu
nu le primește. Privind la textul acesta, în două, trei cuvinte, aș vrea să vă spun câteva lucruri. Observați, vă rog, contextul în care se derulează întâmplarea. Leproșii aveau o boală contagioasă, motiv pentru care, datorită legii ceremoniale, nu aveau voie să intre în contact cu alți oameni ca să nu îi îmbolnăvească și pe ei, fiind transmisibilă. De aceea observați că s-a creat automatismul comportamental să stea departe de oricare alt muritor, inclusiv de rege au stat departe, pentru că le-a intrat în sânge să spună necurat, necurat și să fugă de lângă oameni ca să nu le dea boala. Și când s-au întâlnit cu împăratul, au procedat în baza obișnuinței, de departe, dar de departe a strigat, Iisuse, fie-ți milă de noi. Pot să cer bani împrumut de la cineva, pot să cer un pick-up truck să-ți muți mobila, adică o mașină mai mare, să te muți dintr-o parte în alta, pot să rogi pe cineva să te ducă până la aeroport, dar milă n-ai de la cine să ceri, decât de la El. El are mâinile străpunse. El îți înțelege neputința, situația în care te afli, El nu te judecă, El e Dumnezeul tău. Și dacă ești nevrednic și nemeritos, în fața Lui ai valoare, pentru că într-o zi te-a zămislit și a suflat Duh de viață ca să devii un suflet viu. A murit pentru tine și pentru mine. Meritele noastre sunt transferate de pe cruce în numele Lui asupra noastră. El pune trei întrebări în textul acesta, face trei afirmații. Prima dintre ele, toți oamenii au motive să mulțumească Lui Dumnezeu. 10 leproși, 10 oameni bolnavi, fără nicio deosebire i-a vindecat pe toți. Fără nicio deosebire ne-am ridicat dimineața din pat. Fără nicio deosebire nevestele noastre pot găti. Fără nicio deosebire copiii noștri merg la școală. Fără nicio deosebire avem bani să ne cumpărăm pâine. Fără nicio deosebire avem o mașină mai nouă sau mai veche să ne mișcăm dintr-o parte în alta. Fără nicio deosebire ne mișcăm de colo până colo văzând drumul, chiar dacă folosim ochelari sau nu. Fără nicio deosebire răsare soarele lui Dumnezeu să ne încălzească. Fără nicio deosebire ploaia cade și în curtea mea. Fără nicio deosebire Dumnezeu ne binecuvintează. 10 leproși în egală măsură au fost binecuvântați de Domnul. Toți oamenii au motive să-L binecuvinteze, să-L laude, să-L admire și să aprecieze bunătatea lui Dumnezeu. Nu există selecție, noi toți avem motive. Domnul dă o întâmplare în care 10 oameni la fel sunt binecuvântați. Aceasta ne spune următorul lucru, nu ești îndreptățit atunci când din motive neînțelese nu-i aduci Domnului ceea ce este al Lui. Este un furt de admirație, este un furt moral, este un furt de imagine, este un păcat de omitere. Mulțumirea este ceva ce trebuie cu toții să o aducem și ție îți bate inima în piept. Și tu îți poți folosi picioarele și tu speri ca mâine să fii binecuvântat și tu te vei trezi mâine cu trupul regenerat în timp ce în seara aceasta te vei culca absolut frânt de oboseală și epuizat. În timpul nopții, în timp ce nu știi nimic, o putere nemaipomenită îți umple păhărelele numite celule cu energie și te vei trezi mâine dimineață zâmbind, te vei întinde, te vei ridica, vei spune mulțumesc și o vei lua de la capăt cum faci de mulți ani. Fiecare are motive să-i mulțumească. 10 au fost, pe toți i-a binecuvântat. Cei 9 nu pot spune, nu m-am întors pentru că n-am avut motiv. Carnea de pe ei era acum vindecată, era ca unui baby. Nu mai era albă, nu mai era carne vie, fără piele, sângerândă. Nu puteau să mintă. Dovada era pielea lor, era starea lor, era condiția lor. Nu puteau să spună, n-am avut motiv să ne întoarcem.
îi dătea de gol situația lor însănătoșită, îi dătea de gol binecuvântarea pe care o purtau în trupurile lor. Prima întrebare pe care o spune, pe care o pune Iisus este următoarea: au vreun motiv ceilalți nouă să nu se întoarcă? Răspunsul corect este nu, n-au niciun motiv. Ei se duc fără să se întoarcă, dar se duc ducând cu ei necinstea de a se întoarce la stăpân, să spună ceea ce merită: mulțumim pentru că nimeni nu ne băga în seamă, stăteam departe de toți, fugeau toți de noi, n-aveam nicio șansă, era o boală împotriva căreia nu există leac și într-o zi ne-am întâlnit cu tine și pentru că ești milos, milă pe care am cerut-o, ne-ai vindecat, dar am uitat, Doamne, în graba, în entuziasm, în bucuria noastră, nu ne-am dat seama să-ți dăm ceea ce este al tău. Tu ne-ai dat ceea ce nu era al nostru, dar noi nu ți-am dat nici măcar ce ți-aparținea. Era normal să-ți dăm onoarea și am uitat, Doamne, am fost grăbiți, am fost bucuroși, înțelege-ne, Doamne. Sărbătorile ne-au entuziasmat, n-am mai avut priorități corecte. A doua întrebare pe care o întâlnim în text: unde sunt cei care nu mulțumesc? Întrebarea aceasta o pune Domnul. Unde sunt ceilalți nouă? Unde sunt nemulțumitorii? Ce fac ei? Cu ce se ocupă? Nu se uită la carnea lor vindecată? Unde au plecat? Unde sunt? Cum își justifică absența? De ce n-au mulțumit? Care sunt prioritățile lor? Cum pot avea conștiința împăcată? Dacă urmează o nouă problemă, cum vor îndrăzni să vină din nou în fața lui? Cum își vor permite să repete: ai milă de noi? Unde sunt ei? De ce au plecat? Ce răspuns au la această întrebare? Cum își liniștesc conștiința? Era de datoria lor, era normal. A treia întrebare pe care o pune Domnul: de ce mulțumește cineva de la care nu te aștepți? Cel mai nedreptățit, cel de la care te așteptai cel mai puțin. Spune Domnul: dintre toți, numai străinul ăsta a venit să mulțumească, semn că numai cel care a venit era samaritean, restul erau evrei. Evreii, prin excelență, sunt simbolul religiozității, dar și al ipocriziei, sora geamănă a religiozității. Și din nou evrei vine un samaritean să mulțumească. Din nou oameni pentru care ai fi băgat mâna în foc că vin să mulțumească Creatorului. Vine doar un om religios, un samaritean, cineva de la care nu te-ai fi așteptat, nu avea educație suficientă, nu se închina în sărbători, nu era o persoană de la care aveai așteptări și totuși de la cine te așteptai mai puțin vine să spună mulțumesc, iar de la cine te așteptai cu adevărat nu vine să spună mulțumesc. Cine este persoana aceea care nu are merite în fața oamenilor, peste care privirile noastre nu se opresc? În mintea noastră el este nemeritos, el nu are valoare. Dacă ar fi să facem alegeri de comitet, el nu intră. Dacă ne gândim să fie ordinat, el nu are acces. El nu are valoare în ochii noștri. Criteriile omenești îl lasă în urmă. Selecțiile noastre îl lasă afară. Și totuși un astfel de om, în mod neînțeles, vine să spună mulțumesc. Și Hristos întreabă: doar el? Nu te-ai fi așteptat. Unde sunt ceilalți nouă? Unde sunt evreii? Unde sunt meritoșii? Unde sunt cei care ar trebui, au fost învățați, au promis, s-au angajat? Unde sunt ei? Hristos ne spune aici că uneori, de la cine te aștepți, nu dă randament. Iar pe cel pe care nu-l uzi, că oricum nu este o sămânță bună, e secetă, crește și face rod. Dragii mei, lecția aceasta este extraordinar de profundă. Observați că celui care e mulțumitor, Dumnezeu îi dă un bonus.
Toți pleacă și sunt vindecați. Al zecilea, samaritanul se întoarce și Hristos îi dă un bonus, îl și mântuiește. Ceilalți nouă au plecat doar vindecați, dar când au murit într-o zi, foarte probabil că au mers în iad. Omul acesta era samaritean, a venit să mulțumească. Întotdeauna când mulțumești, primești un bonus. Întotdeauna când știi să spui mulțumesc, primești un bonus. El a primit și mântuirea sufletului, iertarea păcatelor, nu doar vindecarea trupului. Lucrul acesta este extrem de încurajator, are caracter pedagogic. Dumnezeu știe să încurajeze lucrurile sfinte. Apoi, priviți vă rog că mulțumirea nu ține doar de faptul că toți erau datori. Nu întotdeauna oamenii mulțumesc pentru că trebuie să mulțumească. Toți trebuie să mulțumească, dar în mod inexplicabil, unii nu mulțumesc. Încă un lucru, atunci când mulțumești, dai slavă lui Dumnezeu. Asta o spune regele, nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Atunci când omul mulțumește, Dumnezeu primește slavă. Când omul mulțumește, Dumnezeu primește slavă. Hristos spune asta. S-a întors un samaritean să spună mulțumesc. Și prin faptul că a mulțumit, Dumnezeu a primit slavă. Dacă Dumnezeul acesta al meu, care m-a ridicat dintr-o condiție de om păcătos, fără merite, un anonim, un om fără trecut și fără viitor, poate primi slavă pentru că eu spun mulțumesc, atunci am găsit metoda prin care să-mi exprim recunoștința și admirația față de faptul că s-a oprit în dreptul meu, în timp ce doar oameni m-au ignorat, m-au ironizat, m-au disprețuit, au râs de mine, m-au vorbit în întâlnirile lor secrete și au spus nu-i bun de nimic. Și Dumnezeul meu care stă pe tron este infinit, etern, veșnic, atotputernic, este dincolo de condiția umană. S-a uitat la mine și meritam să-mi spună că nu merit nimic. Și totuși mi-a dat totul. Și acum am înțeles că pot să-i dau slavă prin spunându-i mulțumesc. Dacă așa de ușor îi dau slavă lui Dumnezeu, sigur nu e singurul fel. Atunci mă angajez în inima mea, față de propria mea conștiință, să-i spun mulțumesc lui Dumnezeu. De ce să-i spun mulțumesc? În primul rând pentru că mi-a dat viață. Pavel spune, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am rămas în viață până în ziua de astăzi. Viața este un dar pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Oamenii nu mor că-s bătrâni, oamenii mor pentru că Dumnezeu spune stop. Dumnezeu încă nu a spus stop în dreptul dumitale. Pe lista de rugăciune dimineață, o tânără de 24 de ani. Eu cu mult timp în urmă am avut 24 de ani. Dacă atunci îmi spunea stop, aveam doar 2 copii. Eram încă tânăr atunci. Dumnezeu nu a făcut așa. Astăzi am 49, de la 24 până la 49 sunt ani mulți. Puteam să fiu un țărân a pământului. Domnul a fost bun cu mine. Ce fel de om, ce fel de caracter, ce fel de obraz, ce fel de suflet ar trebui să am să nu recunosc că toți anii aceștia sunt grația Lui? Cum să nu-mi educ spiritul, cum să nu-mi educ inima, cum să nu-mi dezvolt caracterul, să mă întorc, să-i spun mulțumesc dându-i slavă? Pentru ce să-i mulțumesc? Pentru că mi-a dat viață. Pentru ce să-i mulțumesc? Pentru că m-a mântuit prin credință. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi toți, pentru credința voastră vestită în toată lumea. Mântuirea e darul lui Dumnezeu. Într-o zi a fost bătut cu biciu pentru ca să mă mântuiască, a plâns în Ghețimani, a fost judecat la Gabata, a fost întrumpat într-un grajd, a fost răstignit pe Golgota. Trebuie să-i mulțumesc pentru sacrificiul lui. Nimeni n-ar fi vrut să facă asta pentru mine. Oamenii ar fi spus să se descurce. Îl interesează, e problema lui, cine l-a pus să păcătuiască. Și aveau dreptate. Dar Dumnezeu a trecut dincolo de asta și a sărit în ajutorul meu și al dumitale. E o onoare să-ți asculte mulțumirea când te întorci, indiferent că alții mai fac sau nu asta. Nu mă interesează dacă o să ridicați mâinile. Eu să se usuce dacă nu voi ridica în numele Lui și în cinstea Lui. Așa spune Scriptura, să mi se lipească limba de cerul gurii
dacă nu-L voi proclama pe Domnul, dacă nu voi face din El bucuria inimii mele, dacă nu-L voi înălța. De ce să-I mulțumim? Pentru că ne ascultă rugăciunile. Tată, îți mulțumesc că M-ai ascultat, Ioan 11, 41. Ce mare onoare pentru mine că M-a ascultat în ziua necazului. Am fost cu câțiva ani în urmă speriat la un moment dat că Dumnezeu o să ia viața lui Carmen. Și M-a ascultat când am uns-o cu un de lemn spre dimineață în casa noastră. Și Dumnezeu a mai păstrat-o lângă mine ca pe un tovarăș care să mângâie viața, să mă ajute în slujire, să ne crește în copii. Și asta este și experiența dumitale. Te-a ascultat în ziua necazului. Cum să-mi țin gura închisă? Pentru ce să mulțumești? Să mulțumești pentru chemarea în slujbă. Mulțumesc lui Iisus Hristos care M-a întărit, fiindcă M-a socotit vrednic de încredere și M-a pus în slujba Lui. 1 Timotei 1,12. Nu există predestinație pentru mântuire, dar există predestinație pentru slujire. Pentru că Scriptura ne spune, Roman 12:7, cine este chemat la o slujbă să se țină de ea. Și de asemenea, în Efeseni capitolul 4, versetul 11 spune, El a dat pe unii, nu pe toți, pe unii i-a dat apostoli, pe alții i-a dat proroci, pe alții i-a dat evangheliști, pe alții i-a dat păstori sau învățători, dar El i-a dat. Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi un dar, o chemare sau mai multe. Și fiecare suntem chemați să facem ceva anume. Și pentru această chemare Dumnezeu ne-a investit în noi anumite abilități născute sau dobândite sau manifestările unui har divin, dumnezeiesc și ceresc. Pentru asta trebuie să-I mulțumim. Ce mare onoare să pot contribui eu la mântuirea altora! Ce mare onoare să împlinesc interesele lui Dumnezeu! Să fiu împreună lucrător cu Dumnezeu! Ce meriteam eu? Sunt mulți oameni care spun, nu vreau să lucrez cu tine, nu-mi place de tine. Și eu accept că oamenilor, unora nu le place de mine și mă trag într-o parte să nu le stau în drum. Și vine Stăpânul, Sclipitorul, Strălucitorul, Infinitul, Atotputernicul, care abia că nu încape în univers și spune, eu vreau ca să slujești împreună cu Fiul, împreună cu mine și împreună cu Sfinții. Ce onoare să nu-mi deschid eu gura să-L laud pe Domnul. Nu se poate, trebuie neapărat să mă schimb. Trebuie neapărat să mă disciplinez, trebuie neapărat să spun cuvinte de mulțumire Domnului, ca un stil de viață și ca un eveniment pe care l-am creat în mod convențional. Pentru ce să mulțumim? Pentru darul Duhului. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Arătarea aceasta cerească care ne umple ființa, ne îndumnezeiește, ne ridică la o condiție pe care școala, inteligența, instruirea, elocința nu o poate da. Ați observat ce măreție, ați observat ce măreție, cum lucrează Dumnezeu, cum se manifestă Dumnezeu, e darul lui Dumnezeu, e harul lui Dumnezeu, îngenunchează în fața acestei arătări, putea să te lase în pace, stătea singur în cer fără noi, n-avea nevoie de mine și de dumneata, numai o problemă în plus i-am făcut, că în fiecare zi îl rog, mai ascultă-mă odată, mai apleacă-te odată asupra mea, mai umple-mi odată frigiderul, mai atinge-mi odată nevasta și copiii, mai ascultă-mă odată, toată ziua îl deranjez, ce bine să te încerc fără mine. Și în dragostea lui a spus, nu, vreau să vin aici, dar pentru asta îl trimit pe Iisus. Ce mare har că ne-a dat darul Duhului, ce mare har că ne-a dat darul Duhului, pentru ce să-I mulțumim? Pentru familie. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Samuel. Dumnezeu a ascultat, zicea ea, de la Domnul l-am cerut. Dumnezeu ți-a dat un tovarăș cu care ai mers tot drumul din Egipt până astăzi. E tovarășul cel mai potrivit pe care îl puteai avea. Și Dumnezeu la amândoi v-a dat copii. Și când te întorci seara acasă, toată oboseala se duce când îi vezi, când îți ies în față, când îi îmbrățișezi și când știi că din dumneata, omenește vorbind, va rămâne o sămânță de urmași. Din nimic se face un om. Să nu vorbesc de frumusețea nepoților. Dumnezeu ne-a dat familii, Dumnezeu ne-a binecuvântat, Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Pentru asta trebuie să-I mulțumim. Și apoi, mulțumim pentru vindecare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Când medicii nu mai au nicio soluție, când îți fac toate tratamentele și apoi te bară cu niște reacții chimice care în mod normal ar trebui să te omoare, dar ei le măsoară ca să omoare doar boala, doar cancerul,
Atunci când te întorci acasă și tremuri de frică în inima ta, chiar dacă pe față spui că ești tare, atunci El mai are un cuvânt de spus. Atunci El merge la microfon și vorbește. Și în universul acesta nimic și nimeni nu poate să stea împotriva Lui. Ăla este Dumnezeul nostru. Mâinile Lui sunt străpunse. Nu medicii au ultimul cuvânt. Nu cancerul are ultimul cuvânt. Nu accidentele au următorul ultimul cuvânt. Nu banca are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeul nostru. Ne-am strâns în această seară în jurul Lui, precum se strâng puii de cloșcă în jurul cloștii. Și El își întinde aripile ca să ne ocrotească. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ne pierdeam mințile. Nu mai aveam nicio soluție. Ne înnecau apele. Probabil că nu mai puteam să stăm lângă tovarășii de viață. Apelam la tot felul de metode compromisătoare. Dar Dumnezeul nostru a fost cu noi. Este sărbătoarea roadelor. Uitați-vă aici, Sfinții Domnului. Din pământ ies fructele astea. Asemenea fructe sunt în viața mea. I-am fost un om păcătos, am fumat și am consumat alcool, gura asta a vorbit prostii, am fost mândru și arogant, mi-am făcut de cap cât am putut, cât m-a ținut pielea. Și nu numai eu, toți muritori în felul lor. Și Dumnezeu a pus în noi rodul Duhului. Și așa am început să iubim, și așa am început să iertăm. Și o parte din cer a intrat în sufletul nostru. Și din mărăcini și pălămidă, care le-am produs noi cu meritele noastre, cu școlile noastre, cu tot felul de anturaje ale noastre, a venit Duhul lui Dumnezeu și ne-a înnobilat. Și avem astăzi niște rod cu gust pe care Duhul lui Dumnezeu îl produce în inima noastră. Acesta este meritul lui Dumnezeu. Este un fruct care dă sănătate, care hrănește. Nu mai sunt spinii aia care te înțeapă, care te rănesc, care te ațâță. Ăsta este meritul lui Dumnezeu. Așa este un fruct în sufletul nostru, pe care ni l-a dat Dumnezeu prin mântuire, prin darul Duhului, prin umplerea cu Duhul. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre. Aceasta este pacea pe care ne-o dă El. Nu o pace cum ne-o dau oamenii, cum ne-o dau guvernele, ci o pace cum o dă Domnul. Omule, ți-a făcut bine Dumnezeu. Dacă te lași în voia entuziasmului, acesta când e sus, când e jos, dacă nu te disciplinezi să te închini lui Dumnezeu, vei fi o persoană sporadică în închinare, în laudă, în mulțumire și Dumnezeu nu se va bucura de asta. Vei fi un om împărțit, o persoană care uiți, dar Domnul a spus când vei intra în țară, când vei mânca ce nu ai produs tu, ce nu ai semănat tu, să nu cumva să uiți, adu-ți aminte de Domnul. În seara aceasta te rog, angajează-te în fiecare dimineață să-ți aduci aminte de Domnul. În fiecare seară să-ți aduci aminte de Domnul, pentru că ți-a făcut bine, pentru că a promis să-ți facă bine. Și închei cu gândul pe care îl spunea Domnul către Solomon: ai păcătuit? O să iau împărăția din mâna ta, o să rup împărăția de la tine, însă ce urmează este incredibil. Din pricina tatălui tău, te las să fii împărat până când ți se termină viața. Din pricina tatălui tău, pe socoteala lui, pe meritele lui, pe ceea ce el a făcut înaintea mea. Este greu de înțeles versetul acesta. Este absolut extraordinar. Să țină Dumnezeu cont de asta, ce măreție, ce frumusețe. Dragul meu, ce ar mai fi putut Dumnezeu să facă viei lui ca să dea struguri buni? Să dea struguri de mulțumire, de recunoștință și rodul să fie pentru slava lui Dumnezeu. Numai străinul acesta a venit să mulțumească slăvind pe Domnul. Dragii mei, ce aș mai fi putut să fac, spunea Domnul viei mele? Cu ce ți-a rămas Dumnezeu dator? Te-a uitat vreodată? L-ai rugat și nu ți-a răspuns? Te-a neglijat în vreo dimineață? A uitat vreo dimineață să-ți dea lumina ochilor și când te-ai trezit nu vedea? Avem pe unul aici încercat de Dumnezeu pentru o vreme în această condiție. Este fratele nostru, puiul, care trebuie dus de mână, care are o cruce pentru o vreme în spate. Însă noi toți nu suntem în condiția lui, ci suntem privilegiați că ne-a dat Dumnezeu lumină. Și Dumnezeu întreabă: ți-am rămas dator cu ceva? Vrei în seara aceasta să-ți dai inima Domnului? E cineva aici care vrea să pună viața lui la îndemâna Domnului Iisus? Cineva care vrea să se pocăiască, adică să se căiască de relele făcute? Cineva care vrea să-și mântuiască sufletul? Cineva care vrea să pună viața lui la picioarele Domnului Iisus? Eu nu vă cunosc pe toți. Sunt mulți musafiri, e sărbătoare.
Ascultați-mă, sufletul dumneavoastră este important și onoarea lui Dumnezeu de asemenea. Știu că am trecut 20 de minute peste program, însă nu-mi trebuie decât câteva secunde să întreb. Este cineva aici care a intrat aici păcătos pentru că încă nu s-a împăcat cu Domnul și vrea să-și ia viața, să o pună la picioarele Domnului Iisus și să repete cuvintele celor 10, ai milă de mine și Domnul să-l mântuiască, să ierte păcatele, să-i scrie numele în cartea vieții și să plece de aici ca atunci când s-a născut, fără păcat, dar și atunci când s-a născut a avut păcatul adamic. Este cineva aici în această seară care vrea să fie mântuit, să-și dea viața Domnului? Este cineva aici? Aș vrea, dacă ești aici și vrei să faci lucrul acesta, te rog frumos să ridici o mână. Vreau să mă rog pentru sufletul dumitale. Vreau să mă rog pentru sufletul dumitale. În seara asta nu-i mai rog pe frați să închidă ochii. Lăsați-i să-și țină deschiși. Ascultă-mă, între dumneata și Dumnezeu. Vrei să-ți dai viața Domnului în această seară? Vrei să fii mântuit? La noapte, dacă inima ți se oprește să te duci în împărăția lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ți-a mântuit sufletul, ascultă-mă, între dumneata și Dumnezeu. El a plătit pentru asta. Poporul Domnului, haide să ne ridicăm în picioare. Tată care ești în ceruri, venim înaintea ta să-ți mulțumim. Ne-ai dat ziua aceasta și te-ai uitat la noi să vezi în ce fel o să o folosim. Te-ai uitat la noi cât de sincer o să fim în închinarea noastră, cât de plin de entuziasm, cât de plin de râvnă, cât de responsabil o să fim înaintea ta, cât de mult o să ne implicăm ca să-ți aducem din toată inima slavă. Doamne, uite-te la inima acestui popor, la sfinții aceștia care stau înaintea ta, la bătrâni și tineri, mântuiește, Doamne! Mântuiește, Doamne! Iartă, Doamne! Eliberează, Doamne! Primește angajamentul nostru, Doamne, ca să devenim disciplinați în modul de viață de a ne închina înaintea Ta în fiecare clipă și de a da slavă numelui Tău, că Tu ești Domnul și numele Tău este veșnic. Primește viața noastră, primește familiile noastre, primește pe cei care au venit să ne viziteze și ne-au slujit cu sacrificiu și răsplătește-i și binecuvintează-i și numele Tău să fie peste toți și peste toate, în autoritatea lui Iisus, care este Domn și Împărat. Amin. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!